Noi am făcut treaba asta încă de anul trecut. Noi avem o platformă internă la care fiecare dintre primarii noștri se poate conecta, de acolo își poate lua, da, de acolo își pot lua datele actualizate. Și imagine despre câțiva dintre primarii zilnic această platformă este actualizată și de asemenea din acea platformă direct își pot face cererile de finanțare, astfel încât să nu fie nevoie, cel puțin în etapele preliminare, să apeleze la un consultant pentru a le ușura cât mai mult. De asemenea, noi am făcut încă de anul trecut instruiri cu colegii noștri primari pe tema aceasta și pe perspectivele pe care ni le oferă fondurile europene și exact ceea ce ați spus dumneavoastră am făcut împreună cu cei de la ADR. Și să știți că aici vreau să-i mulțumesc public domnului Mușat pentru expertiza, profesionalismul și efortul pe care l-a făcut, astfel încât să ne ajute să înțelegem legislația existentă și să o modificăm și completăm cât mai aproape de nevoile autorităților locale din România. Și datorită domnului Mușat am făcut, spunem noi, niște lucruri bune pentru toată România, în sensul că dacă până acum pe proiectele de dezvoltare regională autoritatea de management era Ministerul Dezvoltării, începând de anul acesta autoritățile de management, deci decizia este trecută pe descentralizare la agențiile de dezvoltare regională. Prin urmare și prin Agenția de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia, din care Argeșul poate face parte și care este deja un model consacrat de succes și de bune practici, vom putea să avem decizia mai aproape de nevoile comunităților locale, fiindcă dumneavoastră știți foarte bine că atât primarii de comună, cât și primarii de oraș, cât și primarii de municipii, cât și președinții consiliilor județene sunt reprezentați în aceste ADR-uri. Prin urmare, deciziile sunt luate chiar de cei care sunt reprezentanții administrației publice locale. Și atunci, din perspectiva asta, această schimbare fundamentală, ca decizia să fie la ADR-uri, a fost deja făcută. Și cumva uitați că sămânța pentru că această schimbare să fie făcută a plecat și de la noi, din această zonă de dezvoltare, unde, repet, domnul Mușat a avut un rol foarte important și îi mulțumesc, fiindcă m-a ajutat. A venit, mi-a explicat, am lucrat împreună și zicem noi că a ieșit ceva. Adică